Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Marcu, din capitolul 14, de la versetul 3 la versetul 9. Marcu 14, de la 3 la 9. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Subiectul de astăzi este despre promisiunea sau făgăduința iertării păcatelor. Episodul acesta, care în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Luca este conectat cu jertfa Domnului Iisus Hristos, cu crucea Domnului Iisus Hristos, cu moartea Domnului Iisus Hristos. Și în Evanghelia după Ioan, în Luca, în capitolul 7, pare identic episodul, dar are o conotație diferită. În Evanghelia după Marcu, femeia aceasta vine la Domnul Iisus Hristos, sparge vasul cu mir scump, îl unge și reacția chiar a unora dintre ucenici, în special a lui Iuda, se menționează în Evanghelia după Ioan, este foarte negativă. E o mare risipă. Mirul trebuia vândut, banii trebuiau dați la săraci. În Evanghelia după Luca, Domnul de asemenea intră în casa unui om, Simon, care aici este identificat ca unul dintre farisei, dar accentul nu cade pe mir, pe prețul mirului, ci pe calitatea morală a acestei femei, cunoscută ca fiind o femeie păcătoasă, căreia Domnul îi permite să se apropie, să se atingă de el, să îi spele picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, să-l ungă cu mir. Și atunci Domnul Iisus Hristos îi spune fariseului o pildă despre un cămătar care avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, celălalt cu 50 și n-aveau cu ce plăti. I-a iertat pe amândoi, care din ei îl va iubi mai mult? Și Simon a răspuns, socotesc aceluia căruia i-a iertat mai mult. Și Domnul îi spune, drept ai judecat. Zic lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Deși era o condiție a ospitalității. Când aveai un musafir în vremea respectivă, trebuia să-i dai apă pentru spălat picioarele. Nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Nu mi-ai dat sărutare. Măcar că sărutarea era un semn al aprecierii, al admirației, al unei relații puternice, trainice.
Nu mi-ai uns capul cu un de lemn. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Dacă în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Ioan accentul cade pe nu trebuia făcută risipă de mir, Domnul a permis această indulgență nepotrivită. Pentru că banii trebuiau dați la săraci. Și în Evanghelia după Ioan este specific spus, chiar Iuda, nu pentru că îl durea de săraci, ci pentru că punga era pe mâna lui. Și Biblia spune că nu era un om integru. În Evanghelia după Luca, accentul cade pe iertarea păcatelor. Și la sfârșit, ascultați, cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dragii mei, aș vrea în seara aceasta, vorbind despre iertarea păcatelor din această întâmplare a unei femei care vine cu un vas plin cu mir, preț exorbitant, chiar și pentru vremea aceasta. Probabil că a dat tot ce a avut ca să cumpere acest vas cu mir. Poate l-a moștenit. A făcut o lucrare extraordinară. În trei lucruri pe care aș vrea în seara aceasta să le vorbesc cu privire la iertarea păcatelor. Primul este planul iertării păcatelor. Fără iertarea păcatelor, fără ca Dumnezeu să ne ierte, n-avem nicio șansă la viață și în special la viața veșnică. Fără iertarea păcatelor nu există nicio cale de reconciliere cu Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu ne naște din nou, ne înfiază. Devenim copiii lui Dumnezeu, avem o natură nouă. Dar păcatele nu pot fi trecute cu vederea. Nu pot fi ignorate. Dumnezeu nu își necinstește propria lui natură și propriul lui caracter. Orice păcat trebuie pedepsit. Orice păcat este contabilizat și pedepsit. Și pentru ca noi să intrăm în părtășie cu Dumnezeu, nu era decât o singură cale, să ne fie iertate păcatele. Ori Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, spune Biblia că a alcătuit un plan în El însuși, înainte de întemeierea lumii, în preștiința Lui, pentru ca să pregătească o cale, o metodă de iertare a păcatelor. Foarte clar trebuie să stabilim din start că singurul care poate ierta păcatele este Dumnezeu. Și noastră veți spune pe Biblia, zice să ne iertăm și noi unii altora. Când noi iertăm, noi nu iertăm păcate. S-ar putea ca noi să iertăm o persoană. Dar dacă persoana aia nu se pocăiește de păcat, tu îl ierți, dar nu îl iartă Dumnezeu. Noi când iertăm celor din jurul nostru faptele lor rele împotriva noastră, în primul rând noi iertăm ofensele lor împotriva noastră. Niciun om nu are dreptul să se erigeze în iertător de păcate. Nu veniți la mine să vă iert păcatele.
Mergeți și mărturisiți-vă păcatele unii altora, așezați-vă unii sub autoritatea altora ca să vă ajutați să scăpați de ele. Dar iertarea păcatelor este un pic mai complicată. Eu când îl iert pe fratele meu care mi-a greșit, eu îl iert mai mult pentru mine decât pentru el. Pentru că atunci când nu ierți, povara neiertării, răutatea care se acumulează în suflet, te nimicește pe tine, te distruge pe tine. Știi că neiertarea e mai dăunătoare celui care nu iartă decât față de cel pe care nu-l iartă. Mai mult suferă cel care nu iartă decât cel care nu este iertat. Stricăciunea, pagubele spirituale, emoționale pe care le produce lipsa de iertare sunt oribile. Ranchiuna și neiertarea te ține treaz noaptea, răutatea din suflet te macină, îți mănâncă sănătatea. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să iertăm pentru propriul nostru bine. Dar în momentul în care eu l-am iertat pe aproapele meu pentru ce mi-a greșit, asta nu înseamnă că i-am iertat păcatele. Păcatele le iartă Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu este singurul care își poate impune să uite. Haideți să fim sinceri, frați și surori. Poate că dacă ai iertat pe cineva, ai iertat cuiva păcatele pe care le-a comis împotriva ta. După ce le-ai iertat în mod sincer, nu-ți mai aduci aminte toată ziua bună ziua de ele. Dar ți-au fost cumva șterse din memorie? Nu, Dumnezeu nu-ți șterge memoria. Se schimbă nu memoria ta, ci reacția ta față de amintirea greșelii pe care ți-a făcut-o aproapele. Devii împăcat în inima ta, ai trecut cu vederea, ignori faptul că ți-a făcut vreodată vreun rău. Dar singurul care are capacitatea de a ierta păcatele este Dumnezeu. De ce? Și aici nu trebuie să interpretăm greșit. Știți că David, atunci când a păcătuit, a venit și a scris psalmul iertării, care cere iertare de la Dumnezeu și spune: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, Doamne. Păi, David a păcătuit împotriva lui Urie, David a păcătuit împotriva lui Batșeba, David a păcătuit împotriva poporului. Spune Biblia că datorită stratagemelor lui de exterminare, de eliminare a lui Urie, mulți din popor au căzut victime. David a păcătuit împotriva tuturor acestora. Însă David a recunoscut un lucru. În cele din urmă, nu contează ce păcat ai făcut și împotriva cui l-ai făcut, vei avea de-a face cu Dumnezeu. Ajungi față în față cu Dumnezeu. Brother Raul mai devreme a citat din Eclesiastul, unde Biblia spune că până la urmă Dumnezeu va lua viața fiecăruia dintre noi, o va desface, o va contabiliza și fiecare faptă va fi scoasă la iveală și judecată de Dumnezeu. Or, singurul care poate ierta, care poate uita, care poate anula trecutul tău păcătos este Dumnezeu. Doar El are dreptul să ierte păcatele. Și când oamenii aceștia spun: cine este acesta care spune că iartă păcatele? Ei au avut dreptate într-un sens. Știți, atunci când l-a vindecat pe ologul care a fost coborât prin acoperiș și a spus, în loc să-i spună: scoală-te, ia spatul și umblă, spune: iertate sunt păcatele. A văzut credința celor care l-au adus și a văzut credința lui. Și oamenii au spus: asta e o blasfemie. Numai Dumnezeu poate să ierte.
Și Domnul Iisus Hristos spune, ce este mai ușor a zice, iertate-ți sunt păcatele sau ridică-te, scoată-le, te ia-ți patul și umblă? Pentru noi oamenii ar fi mai ușor să zicem, iertate-ți sunt păcatele. Știți cât de ușor? În primul rând, chiar în seara asta sunt foarte bine dispus. Sunt foarte bine dispus. Nu știu de ce sunt foarte bine dispus. Probabil că așa sunt de obicei. Aș vrea, dar mă rog. Chiar vă iert pe toți. Și chiar nu mă doare gura, să o spun. Nu mi-ar fi deloc greu să spun în seara asta, iertate vă sunt păcatele. Numai rugămintea mea este să nu mă credeți și să nu credeți că plecați de aici cu păcatele iertate doar pentru că am zis eu. Dar dacă aduceți un paralizat în cărucior aici în față, e mult mai greu pentru mine sau pentru oricare om să spunem ridică-te, scoală-te și umblă. De ce? Pentru că atunci când eu împart indulgențe și zic iertate vă sunt păcatele, nimeni n-are cum să verifice dacă am putut sau nu am putut să iert. Ba chiar unul dintre voi v-ați simțit foarte bine. Unii chiar intră sub patrafirul popii și își bolborosesc acolo păcatele și îi dă popa cu un semn al crucii pe patrafir și îi scoate de sub patrafir și îi trimite iertați. Și pleacă bețivul, stricatul, derbedeul de acolo și în pagina albă, acum de mâine mă pot apuca de la capăt. Și săptămâna următoare mă duc iar sub patrafir și iar mă spovedesc și iar mă iartă popa. Și omul crede că e iertat până când într-o zi, în cădere liberă spre flăcările iadului, o să spună, dar cum e posibil că toată viața am fost iertat de păcate? Sunteți declarații gratuite, neverificabile. Omul trebuie să citească Scripturile și să înțeleagă din Scripturi că doar Dumnezeu poate ierta păcatele și în anumite condiții. Dacă ar fi citit și ar fi știut, nu pleca cu sufletul împăcat de la biserică spunând am trecut și tura asta, sunt iertat. Pentru că n-a știut și nu l-a interesat să verifice și pentru că i-a convenit acest du-te vino al iertatului, omul s-a înșelat, a fost înșelat și acum se îndreaptă spre flăcările iadului, neiertat și nemântuit. Lucrurile care pot fi verificate instantaneu, adică paralizatul să sară din cărucior. Aia nu mai este ușor. Că acolo nu vă mai pot păcăli cu iertate vă sunt păcatele. Și atunci Domnul Iisus Hristos a spus, ce mai ușor a zice? Acum, aici nu vorbim despre un om, aici vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos i-a fost cu mult mai ușor să zică ridică-te, scoală-te, ia-ți patul și umblă, decât să zică iertate-ți sunt păcatele. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos a zis iertate-ți sunt păcatele, urma să meargă să-și întinde mâinile pe cruce, urma să îi se pună cununa de spini pe cap, urma să fie biciuit și schingiuit și torturat. Asta urma să se întâmple. Știți când un om are dreptul să spună iertate vă sunt păcatele? Când pasul următor este la calvar, la cruce. Și singura ființă din universul acesta care are dreptul să ierte păcatele este Domnul Iisus Hristos. Nu ne e ușor să zicem iertate sunt păcatele, că nu facem nimic pentru asta. Și nu se vede la prima vedere. Știți când o să se vadă dacă au fost anul iertate? Când nu se mai poate face nimic. Iată de ce acum
Trebuie să ne încredințăm această problemă majoră a existenței noastre, de care depinde eternitatea noastră, și anume ca să fim mântuiți și ca păcatele noastre să fie iertate. Frați și surori, veniți la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Nu rămâneți cu păcate neiertate în viața voastră, că asta vă duce la pierzare. Sigură pierzare. Nu știu cum îi ziceți dumneavoastră la păcatul pe care l-ați făcut. Că ale altora sunt păcătoaie, ale noastre sunt păcătușe. Dar Biblia spune că toate păcatele duc la moarte. Când problema păcatului nu este rezolvată, și este un singur loc unde se poate rezolva problema păcatului, la Dumnezeu, la Iisus Hristos, la cruce, atât, în nicio altă parte nu te poți duce cu păcatul tău. Du-te la vecini, du-te la prieteni și o să te povestească și o să te știe toată lumea și o să te știe lumea și o să rămâi cu păcatul neiertat. Vino la Domnul Iisus Hristos, care îți șterge păcatul și îți dă o viață nouă. Ei, pentru ca să ne fie iertate păcatele, trebuia făcut un plan. Se spune aici, după două zile era praznicul Paștelor și Azimilor. Era momentul providențial vestit din vechime, așezat în istoria poporului Israel, nu pentru jertfele și pentru praznicul acela care se întâmpla în fiecare an, măcar că a adus beneficii poporului Israel, ci era așezat acolo pentru ca într-o zi să-L împlinească odată pentru totdeauna Domnul Iisus Hristos. Pentru asta a fost alcătuit un plan. Noziții ziceau, nu în timpul praznicului, să nu se facă tulburare în norod. Iuda Iscarioteanul, spune versetul 10, unul din cei 12 s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat, i-au făcătuit bani și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Prilejul nimerit n-a fost așezat pe paginile istoriei de cărturari și de farisei, de Sinedriu. Până și Iuda nu a fost așezat de întâmplare, de circumstanță, în numărul celor 12 ca fiul al pierzării. Toate aceste lucruri Dumnezeu le-a pregătit în sine însuși, pentru că a anticipat în preștiința Lui căderea noastră, nevoia noastră de iertare a păcatelor, pentru ca să nu ardem în foc o veșnicie, ci să fim în rai cu El o veșnicie, în dragostea Lui. A alcătuit acest plan pentru ca să ne salveze, pentru ca să ne ierte păcatele. Pentru ca să ne ierte păcatele. Și aici intervine și aspectul profetic. Pentru că Dumnezeu a alcătuit un plan al Lui însuși, dar l-a descoperit prin profeții pe paginile Sfintelor Scripturii. Și ascultați, ultima profeție înainte de împlinirea acestui plan este ceea ce a făcut această femeie. Versetul 8 spune, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Când femeia aceasta a venit acolo în casa lui Simon cu vasul plin de mir prețios, l-a spart și a uns, sau l-a deschis și a uns trupul Domnului. A fost un act profetic cu privire la planul lui Dumnezeu. Este planul iertării păcatelor. Dar, care a fost prima persoană care a beneficiat de actul acesta profetic? Ea însăși. O femeie cu multe păcate. O femeie apăsată de povara păcatelor ei.
o femeie înspăimântată de consecințele păcatului ei, strivită de această povară, a venit la Domnul Iisus Hristos. Și prin actul acesta al ungerii cu mir, a proclamat iertarea păcatelor. Și nu numai pentru ea, ci pentru întreaga omenire. Lăudați să fie Domnul pentru iertarea păcatelor. Noi nu ne puteam ierta, alții nu ne puteau ierta, nimeni nu ne putea ierta decât Domnul Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Ăsta este planul iertării păcatelor. În al doilea rând, prețul iertării păcatelor. Doar datorită faptului că noi nu plătim pentru păcatele noastre, asta nu înseamnă că nu costă. Când stătea Domnul la masă, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, adică pur, prelucrat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, ce înseamnă a spart vasul? Nu înseamnă că a dat cu el de pământ, s-a risipit mirul. Spart pentru că era izolat, era închis complet. Ca să nu pătrundă oxigen din afară, să păstreze integritatea conținutului. A desfăcut, spart capacul. A turnat mirul pe capul lui Iisus. Pentru femeia aceasta, costul a fost enorm. Mulți încearcă să stabilească cât de prețios a fost acel mir. Unii spun că a fost venitul unei persoane pe un an de zile, alții și mai mult. Femeia aceasta, mă gândesc că nu era foarte bogată. Eu cred că asta este tot ce avea această femeie. Cum am spus mai devreme, poate era o moștenire specială, poate că a vândut tot ce a avut ca să pună mâna pe acest vas, așa a înțeles ea să-i mulțumească Domnului și să câștige bunăvoința Domnului, să-și exprime dragostea față de Dumnezeu și să obțină iertarea păcatelor. Dacă depășim cheltuiala acestei femei și ne uităm la cât de mult l-a costat pe Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, suntem uimiți. Oricât de scump, oricât de mare a fost prețul acestui mir pe care l-a adus această femeie, este un preț care poate fi cuantificat. Este o cifră pe care o putem pronunța. Cât l-a costat pe Domnul iertarea păcatelor noastre, nu poate fi pronunțat. Am mai spus în biserică lucrul ăsta și îl repet ca să nu-l uitați. Toate valorile universului, toate metalele prețioase, toate substanțele prețioase, din univers, nu de pe pământ, nu din sistemul solar, nu din galaxia noastră, din tot universul fizic. Dacă ar fi cumulate și cineva le-ar putea da o valoare, nu acoperă nici măcar plata pentru un singur păcat al unui singur om. Știți de unde știu lucrul ăsta? Dacă era posibil ca Dumnezeu să dea altceva decât pe Fiul Său și să fie suficient pentru iertarea păcatelor noastre, vă garantez că Dumnezeu ar fi dat acel altceva. Când în Ghețiman Domnul Iisus Hristos a spus: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar facă-se nu cum vreau eu, ci cum voiești tu.
Vreau să vă întreb, credeți că Iisus acolo n-a mai fost Dumnezeu? Credeți că Iisus n-a știut de ce a venit și care este scopul trăirii lui pe pământ? Pe Biblia spune, el care știa că de la Tatăl a venit și că la Tatăl se întoarce, când a venit cina acea de taină, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. S-a plecat și le-a spălat picioarele. Când în Ghețiman Domnul a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, s-au întâmplat două lucruri. Primul, a fost o expresie a sfințeniei lui, pentru că paharul acela nu era doar păcatul, nelegiuirea, stricăciunea, răutatea cu care trebuia să se încarce Domnul. Nu erau doar cuiele și spinii, ci era toată mizeria păcatului omenirii acesteia și în sfințenia lui a simțit repulsie față de pahar. Mi-e scârbă de paharul ăsta, n-aș vrea să-l beau. Dacă n-ar fi simțit acea repulsie, nu era sfânt. Zice, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Dar în al doilea rând, când Domnul Iisus Hristos a spus, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, a vrut să exprime din partea lui Dumnezeu, să știm toți că nu era altă cale. Crucea era singura cale prin care se putea plăti prețul păcatelor. Iată de ce cine crede că își rezolvă problema dincolo de moarte se înșală amarnic. Psalmistul spune, prețul păcatelor lor, răscumpărarea din păcatele lor este așa de mare că nu se va face niciodată. De asta oamenii vor sta veșnic în iad, ca să-și plătească datoriile. Vă asigur că în secunda în care unul a reușit să-și plătească datoria păcatelor în iad, Dumnezeu l-ar scoate din iad. Dar nu se poate. Costă o veșnicie. Când Dumnezeu l-a dat pe Hristos, a dat tot. Atât de mult l-a costat pe El iertarea păcatelor noastre. Asta este prețul iertării. Și acum, ce trebuie să-mi spună mie lucrul ăsta? Și cum acest adevăr mă poate feri de păcat? Știți că inima e nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Vă aduc aminte că în vechime omul mergea la templu cu o jertfă, cu un animal. Și sângele acelui animal, fără cusur, trebuia să acopere păcatele lui. Trebuia să compenseze, să plătească pentru păcatele lui. În mod normal, eu știu dumneavoastră, eu am o problemă cu omorâtul animalelor. Avea, mă rog, ploșnițe, muște, de astea pot să omor fără nicio problemă. Probabil am călcat pe multe furnici în viața mea și fără să-mi dau seama și n-am o problemă de stomac și de psihic. Am vrut să tai odată o găină. Eram copil, cred că aveam vreo 7 sau 8 ani, și eram cu câțiva puradei mai mici ca mine. Și a venit o cucoană afară, steam la bloc, cu o găină. Și a zis, măi copii, care știe să tai o găină? Acum, minte multă n-am avut noi ca copii, dar ea n-a avut nici atâta. Dai tu la niște copii de 7, 8 ani, 9 ani să tai o găină. Dar, fiind mai mare dintre ceilalți și ea provocându-mă, mi-a fost rușine să spun că nu știu să tai găini. L-am văzut pe taică-miu tăind de vreo 2-3 ori găini și am luat găina să o tai. Am știut cum să-i pun aripile, am știut cum să țin de gât, că am văzut. Necazul e că de emoție, de spaimă, de groază, am început să tai gâtul găinii cu dosul de la cuțit. Și, mă rog, găina săraca a dat cap, ochii peste cap. A fost o jale mare de tot acolo. A fost unul dintre cele mai traumatice momente din viața mea, mai ales când femeia s-a lăsat pe gubașă și a luat găina și s-a dus, i-a târnat gâtul pe jos.
n-am stomac pentru lucruri de genul ăsta. Nici măcar n-am vrut să-l ajut pe taică-mă vreodată să taie porcul. În România am avut porc. N-am putut să mă duc să-l ajut. Când era mai mic, îmi băga degetele în urechi să nu-l aud cum zbiară. Și nici n-am acceptat să văd cum îl pregătește, cum îl taie, cum îl tranșează, că n-aș putut să mănânc. Dar moartea oricărei ființe este ceva traumatic. Este o traumă teribilă, chiar psihic. Câți dintre voi care v-ați născut în România și ați mers la școală n-ați citit scurta novelă Căprioara? Erau flămânzi și a trebuit să meargă să omoare o căprioară și să o mănânce și eroul principal plângea mâncând și mânca plângând. Pentru că văzuse momentul în care căprioara a fost omorâtă ca să poată îi mânca, era foamete. Când mergea cu jertfa la templu, momentul acela traumatic când mielul era înjunghiat și omorât, omul trebuia să aibă următoarea atitudine. Ăsta era motivul pentru care jertfa era sacrificată în prezența lui. Și dacă era mai sărac un porumbel sau turturele sau ce știu eu ce animale. Pentru ca omul să se uite la trauma aia și să spună: ființa asta nevinovată suferă din cauza mea, îi se varsă sângele din cauza mea pentru ce am făcut eu un an de zile. Asta înseamnă că de mâine am să fiu mai atent. Asta înseamnă că o să am ceva insomnii și coșmare. Pentru că nu e vorba doar de un miel pe care îl sacrifici ca să-l mănânci. E vorba de un miel sacrificat care suferă pentru că tu ai făcut ce nu trebuie. Ai trăit cum nu trebuie. E, după o vreme s-au obișnuit cu aceste sacrificii și și-au schimbat și-au întors pe dos sistemul de gândire și-au spus: auzi ce a făcut Dumnezeu, eu îmi fac de cap un an întreg, mă duc și omor un miel. Nu asta este atitudinea pe care Dumnezeu a intenționat-o. Dumnezeu ar fi vrut ca omul să sufere, să-l doară, să fie afectat de suferința acelei ființe nevinovate. Ei, când Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcate și când Pavel spune: vreau să-L știu între voi, dar numai pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Care este motivul pentru care propovăduirea noastră trebuie să-L afișeze pe Domnul Iisus Hristos răstignit pe cruce? Este pentru ca, scumpi frați și surori, pentru care Domnul a plătit prețul iertării, când îl zugrăvim, când îl pictăm în conștiințele voastre pe Hristos răstignit, omul să spună: a plătit un preț atât de mare pentru iertarea păcatelor mele și eu să continui să păcătuiesc. Și ascultați, în Evrei, cuvântul lui Dumnezeu spune: a păcătui cu voie, adică în mod intenționat, e ca și când, și știți că tot în Evrei spune că Hristos a fost sacrificat odată pentru totdeauna și Hristosul înviat nu mai moare și nu mai poate încă o dată să fie adus ca jertfă pentru păcate. Știți ce înseamnă să păcătuim intenționat cu voia? În mod premeditat. Înseamnă să vii duminică dimineață și când îți mărturisești păcatele și când spui: am mințit pentru că am vrut să mint. Am comis păcatul cu tare pentru că am vrut să-l comit și am să-l comit și mâine și poimâine pentru că vin duminică și-i bag cuțitul în gât la miel. Dar tu nu mai ai miel, că noi nu jertfim aici miei. Este ca și când vii duminică, după o săptămână de păcate intenționate, premeditate, și spui: aduceți crucea. Aduceți crucea! Dați-mi cuiele! Și pui mâna pe ciocan și tu cu mânuțele tale îi bați mâinile
în cruce Domnului Iisus Hristos și tu îl răstignești. Acum vreau să vă întreb, e posibil așa ceva? Nu! Nu! Și totuși, păcatele intenționate și premeditate, asta ar cere ca să mai poată fi iertate. Pentru că în Evrei spune, căci dacă păcătuim cu voia după ce am fost aduși la cunoștință, după ce am cunoscut prețul pe care l-a plătit Hristos pentru iertarea noastră, e ca și când l-am răstignit din nou pe Hristos. Și lucrul acesta este imposibil. Și zice, nu mai rămâne decât o așteptare înfricoșată a dreptei judecății a lui Dumnezeu. Spuneam că inima e nespus de înșelătoare și de desnădăjduiderea. Să nu interpretăm jertfa Domnului Iisus Hristos așa cum a făcut Israelul cu miei, ci când în conștiința noastră este zugrăvit chipul crucii, să spunem, mai pot eu să păcătuiesc? Mai pot eu să insult jertfa Domnului Iisus Hristos? Nici de cum. Iată de ce Pavel spunea, ce să facem acum să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nici de cum, nici de cum. Atitudinea noastră trebuie să fie, Hristos a plătit pentru păcatele mele. Păcatul tău poate fi doar un accident și accidentul păcatului tău este acoperit de jertfa de la Calvar. Avem promisiunea că dacă ne mărturisim păcatele, dacă le plângem, dacă ne găim de ele, dacă ne lăsăm de ele, El e drept și credincios ca să ne ierte. De ce e drept și credincios? În primul rând e drept pentru că dacă păcatul acela nu e intenționat, nu e premeditat, nu e ca așa vreau eu, nu este un stil de viață, El a fost acoperit de Hristos, Dumnezeu e drept. Păi dacă a fost plătit păcatul, El trebuie să-L ierte, că e așa-i drept. Nu trebuie să ai niciun dubiu. Că accidentele spirituale din viața ta sunt acoperite de jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce jertfa Domnului Iisus Hristos nu acoperă este obrăznicia unora. Și este doctrina falsă și eretică a unora, care au impresia că jertfa Domnului Iisus Hristos este o licență, o legitimație care îi îndreptățește să păcătuiască mai departe. Ăsta este prețul iertării păcatelor. Și în fine, propovăduirea iertării păcatelor. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Și aici se leagă prețul de propovăduire. Pentru că până la urmă, cum contribuim noi la iertarea păcatelor noastre? Trebuie să facem ceva sau nu? Și ascultați ce spune Domnul Iisus în versetul 8. Ea a făcut ce a putut. Ce a putut. Acum, haideți prin eliminare să vedem, în vederea iertării păcatelor noastre, ce putem noi să facem. Putem noi să stăm pe cruce și să ne plătim prețul iertării păcatelor? Nu. Nu putem. Putea femeia aceasta să meargă la cruce în locul Domnului Iisus Hristos? L-a iubit foarte mult. Poate că ar fi vrut, dar n-ar fi ajutat pe nimeni cu nimic și nici pe ea. Că Domnul spunea, poate că pentru prietenii lui s-ar găsi cineva să vrea să-și dea viață. Nu este străin de lumea aceasta conceptul ca unul să moară în locul altuia. Au fost cazuri când au fost oameni care s-au sacrificat în locul altora și le-a salvat viața aceasta pământească. Există această noțiune, există acest concept. Dar viața spirituală și viața din Dumnezeu, aia nu poate fi oferită prin niciun sacrificiu personal.
Și totuși, ce putem și ce trebuie noi să facem? În primul rând, trebuie să ne recunoaștem păcătoși, să venim la cruce, să capitulăm și să spunem, Doamne, ce vrei să fac? Așa cum a spus Pavel pe drumul Damascului, așa cum au spus aproape 3.000 de oameni în ziua 50.000, ce să facem? Pocăiți-vă! Ce putem să facem e să ne pocăim de păcatele noastre, să ne pară rău, să regretăm trecutul nostru păcătos, să părăsim viața păcătoasă, să-L acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să acceptăm jertfa răscumpărătoare și apoi să-L facem Domn și Stăpân al vieții noastre. Știți ce a făcut femeia aceasta la picioarele Domnului Iisus Hristos? S-a oferit ca roabă. Acțiunile ei au fost acțiuni de rob. E adevărat că Domnul ne primește ca fii în împărăția Lui. Dar noi trebuie să ne facem robii Lui. Să-L slujim cu mentalitate de robi. Să-L iubim și să-L prețuim cu mentalitate de fii și să-L slujim ca și când îi aparținem Lui și nu ne aparținem nouă. Ca și când suntem proprietatea Lui și la dispoziția Lui. Cu tot ce suntem și cu tot ce avem. Vă dați dumneavoastră seama actul acesta extraordinar al acestei femei a devenit subiect de predică până în ziua de astăzi. Și Dumnezeu nu se supără că ea are o pomenire în Evanghelie pentru ceea ce a făcut. Pentru că până la urmă, păcatele ei care erau multe au fost iertate. În seara aceasta, dacă nu-L cunoști pe Domnul, dacă nu te-ai întâlnit încă cu El, dacă n-ai avut experiența nașterii din nou, dacă trăiești o viață păcătoasă, este momentul în care să-ți dai seama că păcatele tale te duc spre moarte. Și nu doar spre moartea aceasta fizică. Păcatul generic ne duce pe toți la moarte, mântuiți sau nemântuiți. Moartea de care trebuie să ne fie frică este moartea veșnică, departe de Dumnezeu. Asta este consecința maximă a păcatului. Păcatul are și alte consecințe în viața aceasta, dar consecința maximă și irreversibilă este moartea veșnică. Și în seara aceasta te chem să-L accepți pe Iisus Hristos ca jertfă pentru plata păcatelor tale, pentru răscumpărarea ta, pentru eliberarea ta de sub judecata, de sub consecințele păcatelor. El îți oferă în seara aceasta iertarea păcatelor. Ți-o oferă gratuit pentru că n-ai cu ce să o plătești. Dar trebuie să întinzi mâinile și să primești darul acesta al mântuirii. Trebuie să-L accepți. Dumnezeu nu îl obligă pe cineva să fie mântuit. Dumnezeu îți dă șansa în seara aceasta să-L primești ca mântuitor. Dacă ești credincios, și vreau să subliniez lucrul acesta cât se poate de apăsat, câtă vreme respiri, Dumnezeu încă n-a rostit sentința finală în dreptul tău. Nu mă interesează ce ai făcut, unde ai fost. Dar te rog frumos, în seara asta, oprește cercul acesta vicios în care te învârți de multă vreme. Păcat, mărturisire, iar păcat, iar mărturisire, iar păcat, iar mărturisire, iar păcat. Și pentru că la un moment dat, păcatul acela devine criminalul care îți va lua viața. Și că Saul, pentru că n-a nimicit pe Amalec, un amalecit, era să distrugă întreaga națiune Israel. Păcatul pe care nu-l părăsești, în cele din urmă îți va face de petrecanie. De aceea, acum cât respiri,
Câtă vreme șansa iertării e o făgăduință cu da și amin. În seara asta, dacă în mod sincer întrerupi ciclul acesta păcătos, vârtejul acesta care nu-ți mai dă drumul, centrifuga asta a păcatului, din care nu poți să evadezi, în seara asta te mărturisești sincer și îți ceri iertare, în seara asta poți să fii iertat. Nu-ți promit eu, îți promite Dumnezeu. El e drept și credincios că dorința lui nu e să umple iadul, ci să umple raiul. Haideți să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune sinceră înaintea Domnului. Recomandarea mea este întotdeauna să iei o decizie clară, drastică, imediată și apoi să trăiești în virtutea acelei decizii. Am mai spus, cam auzit și dezbaterea asta. Dacă faci chemare, vine omul în față și ridică mâna și îl pui să repete, îl recunosc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și că a murit pentru păcatele mele. Ești mântuit. Ești mântuit sau nu ești mântuit? E doar o declarație ieftină. Acum Dumnezeu îți cunoaște inima. Eu cred că ești mântuit, pentru că Biblia spune prin mărturisirea cu gura și credința din inimă se primește mântuirea. Dacă crezi în inima ta și declari credința respectivă, ești mântuit. Știți ce a făcut Fameonul? A ascultat Evanghelia și la un moment dat a spus, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce, dacă crezi în toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, se poate. Și ce, cred! Gata. Au coborât în apă și l-a botezat. Și a plecat de acolo plin de bucurie. Dar odată ce ai făcut această declarație, nu poți să pleci din locul acesta și să crezi că declarația are grijă de ea însăși. Tu trebuie să ai grijă de declarația ta mâine și poimâine și în fiecare zi. Și să o păstrezi. Și să schimbi viața. Și să dai afară păcatul din mintea ta, din inima ta și din trăirea ta. Și dacă faci lucrul ăsta, vezi ce fragilă este viața, fraților. Fiecare dimineață este o dimineață în care ne putem trezi bolnavi și cu un diagnostic despre care n-am avut habar ieri. Se merită să ne jucăm cu viața asta și să compromitem, să punem în pericol eternitatea. Nu. Facem o rugăciune din toată inima. Îl chemăm pe Dumnezeu, ne cerem iertare, acceptăm puterea iertătoare a sângelui, a crucii sale. Luăm hotărâri noi de a-L sluji cu scumpătate, de a nu păta haina sufletului pe care a albit-o cu un preț atât de mare. Și odată ce luăm acest angajament, să și trăim prin el. Ne rugăm cu toții.